Un găsit oameni buni, tocuri unul pe B1, le spunem pe bune aici și vă mulțumesc că vă uitați la prea frumoasa emisiune. Sunt Laurențiu Botin, același, că nu mă las eu doborât de haterii care mă sună și o să vă spun la un moment dat în această emisiune de ce tu pe o de la alte. Acum, avem o dreaptă, o stângă și cealaltă stângă pe eșichierul politic, ceea ce mi se pare extrem de interesant. În urmă cu câteva zeci de minute, departe de ochii presei, nu-i așa, că de ce să avem noi oportunități foto-video, s-a parafat alianța pro-România versus ALDE. Și a ieșit la declarații domnul Ponta. Domnul Ponta, care a trimis buzduganul în poarta Palatului Victoria, poate, eu știu, doamna Dăncilă este acasă. Haideți să-l ascultăm pe domnul Ponta. Da, vorbesc în fiecare zi cu toți socialdemocrații. Dacă vă referiți la doamna Dăncilă, nu. Da, sunt prietenii mei, colegii mei și am vorbit cu ei și își dau seama și ei că nu doar că nu mai intră în turul 2 cu candidatul, dar pierd și guvernul și pierd tot. Aș fi dispus și suntem dispuși și am spus de 100 de ori și mai spunem de 100 de ori să sprijinim un proiect prin care, de altfel de care vorbise doamna Dăncilă, dar după aceea s-a răzgândit, prin care să fie un nou guvern, un guvern restructurat, cu un program clar nou de 14 luni de reforme și cu un candidat unic al partidelor de stânga. Asta am fost de la început, asta i-am spus doamnei Dăncilă în singura întâlnire pe care am avut-o și asta spun și public și privat. Nu e nimic, nu e niciun secret în chestia asta. Ia uitați ce zice domnul Ponta. Și zice interesant, politica bulversată. Hai să vă prezint invitații. Comentator politic Magda Bistriceanu. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Senatorul PMP Lucian Iliescu. Bună ziua, domnule senator! De la Pro-România Gabriel Ispas. Bun găsit, domnule Ispas! De la PSD Bogdan Bărbuceanu. Bună ziua, domnule Bărbuceanu! Sunteți de acord cu mine că pe eșichierul politic avem una bucată dreaptă, o stângă și cealaltă stângă, începând de astăzi? Magda Bistriceanu, hai să începem, că restul oamenilor sunt cumva în politică, da? Avem una stângă PSD-ul, cealaltă stângă Pro-România cu ALDE, da? E cumva contra naturii, dar astea sunt zilele. Și dreapta formată din PNL, din USR, cred, și PMP, nu știu, vedem. Ce face Ponta acum? Ce joc joacă? Ponta... joacă foarte bine, putem să spunem că e principalul jucător pe stânga, pentru că nu știu cum a fost jocul, dar ea a reușit, pentru că faptul că a scos ALDE-le de la guvernare, așa, asta spune foarte multe despre puterea, să zic așa, între ghilimele, a domnului Ponta. Am înțeles, m-am uitat la discursul dumnealui, nu-și dorește nici o fuziune, alianță cu PSD-ul. Pe de altă parte, PSD-ul chiar are nevoie de domnul Ponta în vederea susținerii unei noi guvernări. Nu știu acum dacă domnul Ponta s-a gândit sau a impus un premier și un cabinet al guvernului, dar cred că doamna Dăncilă e în situația în care chiar nu are ce să facă și va trebui pe viitor să joace exact cum vrea domnul Ponta și Pro-România. Păi să joace, bă, stimați domn, să joace cum vrea Ponta sau să joace cum vrea Iohannis? Că asta e întrebarea. Domnul Ispas. Doamna Dăncilă mi se pare că nu mai joacă. Dar cred că spectrul politic este un pic mai complicat. Pentru că autismul funcțional în care s-a manifestat guvernul României și majoritatea politică în ultimele 6 luni prevesteau o criză guvernamentală în această toamnă. Faptul că ALDE a decis să iasă de la guvernare și să renunțe inclusiv la poziția de președinte al Senatului a fost un joc curajos și spun că inclusiv susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu la funcția de președinte ca și candidat independent este la fel o mișcare politică foarte interesantă care va schimba în perioada următoare modul în care se raportează marile partide la alegerile prezidențiale.
Este evident că doamna Dăncilă astăzi este un prim-ministru în fruntea unui guvern muribund. Este evident că doamna Dăncilă va fi un candidat care, după părerea mea, cu mari indulgențe iese pe locul 3, dacă nu 4, în primul tur de scrutin. Lucrurile acestea vor schimba fața politică. Alte cuvinte, nu prinde turul 2. Doamna Dăncilă n-are nicio șansă, și am spus-o și în emisiunea aceasta și în altele, n-are nicio șansă să intre în turul 2, pentru că bazinul electoral de stânga nu mai marșează la ceea ce propune doamna Dăncilă. Bine, pentru dumneavoastră, acum mă scuzați că v-am întrerupt, nu cred că e un mare câștig apropierea de ALDE. Mai ales că noi am văzut în 26 mai la europarlamentare că ALDE nu mai reprezintă o forță. Vorbeam de ALDE ca ieșit de la guvernare. Dumneavoastră știți că ALDE în continuare are secretar de stat, are șef de agenție, adică e așa, cu un picior spre dumneavoastră, dar cu unul încă la guvernare. Adică... E firesc, abia și-au dat demisia ieri din guvern, deci e firesc ca toată procedura aceasta să dureze un pic mai mult. Trageți, cum să zic, un tren fără locomotivă. Noi discutăm despre o alianță electorală. Să urmeze partidul nu înseamnă că ALDE mai este la guvernare. Nu, ALDE nu mai este la guvernare. Partidului prin vocea conducerii sale, asta spun că este aceea că părăsi guvernarea. Acum, dacă, repet, dacă mai sunt persoane care țin de funcție și... Un partid de 2-3% nu mai reprezintă o forță. Singura șansă a acestui partid e să facă o fuziune cu dumneavoastră, 2-3 care mai sunt să-și găsească un loc pe listele dumneavoastră, să mai prindă eventual parlamentul. Pentru mine sunt clare. Noi avem un candidat independent susținut de o alianță electorală. Noi nu am făcut în momentul de față niciun fel de alianță politică. Nu am discutat decât despre alegerile prezidențiale și din această toamnă. Și cum n-ați făcut alianță politică? Electorală. Deci este alianță electorală semnată de către Norica Nicolai din partea ALDE, respectiv Sorin Câmpeanu din partea Pro-România. Este o alianță electorală pentru susținerea candidatului independent Mircea Diaconu. La acest scos de la guvernare. Aceasta este situația de astăzi. Să nu anunțăm vis-a-vis de ce a spus doamna Bistriceanu mai devreme, cum că Ponta a scos ALDE de la guvernare. Eu nu cred că lucrurile stau chiar așa. Cred că ALDE a înțeles să plece de la guvernare. Nu, cred că doamna Dăncilă a scos ALDE de la guvernare, refuzând orice discurs. Sau APSD vis-a-vis de partenerul de coaliție. Adică 3 ani tu să fii președintele ALDE, să nu sesizezi niște probleme, să fii la guvernare și acum să ieși de la guvernare și să spui, domne, acum îmi dau seama, noi am fost păcăliți. O postie, adică ți-a fost bine, ai avut miniștri, ai avut secretar de stat, ai fost conectat acolo la pușculiță și acum nu e bine. Din PSD și, din păcate, aceste așteptări au rămas așa, la nivel de așteptări, nu s-au concretizat într-o schimbare efectivă. Și vă spun că... ușor cu pianul pe scări, haideți un pic, hai să răspunem oamenilor ceea ce trebuie să audă și ceea ce este adevărat. Că dacă o dăm în spoiala declarativă a politicienilor, oamenii sunt în continuare duși pe piste false, da? Deci Tăriceanu a ieșit la guvernare pentru că i s-a cerut să iasă de la guvernare și știe toată lumea lucrul acesta. A stat cu mințel până și-a luat imunitate pe acel dosar cu șpaga de 800.000 de dolari, da? Iar acum aprobat și sigur, spun niște unii, da? Că a umblat iarăși la o chestie de asta, la o menghină de asta și i-a spus lui Tăriceanu, have a nice day, du-te de aici din lumea ta, că nu pleacă câinele de la măcelărie niciodată. Statul paralel sau cine? Statul în palmă, barbă în cot. Păi... știți pe statul în palmă, barbă în cot, domnul Bărbuceanu? Nu, cine nu mai există? Statul paralel, nu? Nu, e adevărat. Avem partide parlamentare înființate de statul paralel. Vorbește lumea, habar n-am. Lucian Iliescu, hai că au bulversat politica, au făcut alianța un om, așa se cheamă. Alianța de alegeri, nu domnul Ispas, nu? Un om. Conform legii avem alianță politică, semnat Diogene. Alianță electorală. Alianța electorală se înregistrează la biroul electoral central și... asta avem în momentul de față. Și vizează sprijinirea unui candidat. Nu trebuie prin cap chestia asta cu alianța un om, domnul Ispas, că după aceea îl las pe domnul. Este o procedură care a mai existat. Numele, un om. Unul om. Alianța unul om, așa au denumit-o. Dacă vă referiți la susținerea candidatului Mircea Diaconu, sigur,
această candidatură a trezit și va trezi multe emulații în spectrul politic. A, și a spus Alianța un om că să continuați aceste emulații, am înțeles. Și s-ar putea ca această alianță care sprijină un candidat independent să producă într-un final candidatul pentru turul 2. Auziți, știți ceva? Pe toți pe cei pe care i-am auzit că vor să candideze, toți sunt în turul 2. Unii au și cumva procente peste președintele în funcție declarativ doar. Lucian Iliescu, la ce asistăm în momentul de față? Noi am asistat la o mișcare extrem de interesantă. Deci România se duce la vale. România este cu mega probleme. Avem un guvern acum, oarecum minoritar, sunt niște propuneri de miniștri care au ajuns la Palatul Victoria. Klaus Iohannis zice ieri că mâine, adică azi, adică la 18 mai zice câte ceva despre chestia asta. Guvernul în sine nu este performant, oricât ar încerca Viorica Vasilica Dăncilă să ne explice. I-a plecat și ALDE de la guvernare, nu că ar fi mare pierdere, așa, și avem o stângă, cealaltă stângă și o dreaptă care se canibalizează, se mănâncă. Eu vorbesc de USR și de PNL. Ce joc e ăsta? Dacă îmi permiteți, radiografia este corectă și nici nu știu dacă mai este ceva de adăugat. Eu acum vreau să vorbesc două fraze despre Partidul Mișcarea Populară, partid al cărui senator sunt. Noi suntem un partid de centru-dreapta, partid înscris în polul creștin-democrat în Parlamentul European. Suntem un partid care de-a lungul timpului am spus că votăm orice moțiune de cenzură împotriva actualei puteri și nu ne-am, n-a fost votul să spunem una și să facem alta. Vreau să vă spun că acum câteva zile am votat în cadrul Colegiului Executiv Național pe Toader Paleologu ca fiind reprezentantul Partidului Mișcarea Populară pentru funcția de președinte. Este absolvent de Sorbona la Paris, în Franța. Este dublu licențiat, este un familist, este un om, un om care a fost deputat în două mandate. Păi trebuie să vorbim și asta ca să înțelegeți contextul. Fost ministru al culturii, diplomat de carieră. Păi și de acum, iar noi, a fost ministru al culturii? E, acum este foarte interesant să vedem, în fine, câte zile a fost domnul Diaconu și câte zile a fost câți ani a fost Toader Paleologu. Cred că de vreo 12 ori mai mult decât domnul Mircea Diaconu. E, acum, da, în tot acest context, eu nu cred în contextul actual că domnul Mircea Diaconu este posibil să rămână candidatul Alianței Pro-România ALDE. E, acum, ce se întâmplă? Partidul Național Liberal, clar, pe partea dreaptă, se erijează în cel care este standardul opoziției. USR-ul din spate vrea oameni noi în politică, dar în fine, vedeți noastră că până nu te erodezi undeva la, într-un loc la guvernare, să aduci așa un om neinstruit, să-l pui acolo să învețe și după 3 ani de zile să-ți dai seama că decât ăștia mai bine, mai bune erau ăia la alții. Partidul Mișcarea Populară a baleat în povestea asta între Partidul Național Liberal, USR, care au propriul lor drum, propriile lor coordonate. Nu de multe ori ne-am vrut să insistăm să depunem o moțiune simplă de cenzură sau o moțiune de cenzură și dânsii n-au fost de acord, încă nu ne-am coalizat în sensul ăsta. Dar pe partea stângă avem culoar maxim, fiindcă și ALDE, și Pro-România, și PSD, toate trei la pachet, vor trebui să deconteze din anul 2012 și până anul 2012 guvernarea pe care au avut-o simultan, când unii, când alții. Domnul Ponta, clar, care a fost prim-ministru o perioadă de timp. România este altfel față de anul 2012, vorbind de intrarea în spațiul Schengen ca dată, vorbind de moneda unică europeană, am avut și anul ăsta și anul trecut cu familia mea, am plecat ceva vreme în afara țării. Eu, până când nu văd pe acești candidați, și o să-i spun și lui Toader Paleologu, indiferent de cine va fi câștigător, de la Klaus Iohannis, Paleologu, Mircea Diaconu, dacă rămâne, Dăncilă sau doamna Dăncilă sau altcineva, până nu-i văd că semnează un pact pentru România, mie mi-e puțin să cred un pact de strategie durabilă acestei țări. Fiindcă așa degeaba spunem noi, venim noi de la putere, noi dreapta, tot ce au făcut oamenii ăștia în 5 ani, catastrofă, și să vedeți steluța după cer ce o să facem noi. Nu cred în chestia asta. Vreau să văd că avem alocat un buget clar către spitale și ne ținem de el, către infrastructură și ne ținem de el. Lucruri vitale. Turismul în România, dacă ar fi crescut cu 200% față de ce este acum, credeți-mă că România arăta altfel.
Noi, uite, în București mi-am adus aminte că vorbim de capitală, cu un primar general PSD. Știți că la ora asta toate autocarele care vin cu străini în București n-au un loc special de parcare? Sunt decât 6 locuri undeva în, în piața Constituției, atât. Și noi vrem, noi ne erijăm în capitală modernă. Despre asta e discuția, că degeaba vorbim noi. Domnul Diacon, 5 ani de zile Parlamentul European, e regulă. A venit, domne, cu ceva pentru țara asta? De acolo. Domne, ceva. Domnule Iliescu, vreți să ne certăm în frumoasa emisiune? Ne și certăm, să știți. Hai să ne certăm. Că noi nu punem fondul. Noi venim în fața românilor și le spunem... Avem două românii. Vă mai păcălesc o dată. Avem exact două românii. Ăștia din clasa politică care fac și desfac alianțe, se ceartă ca la ușa cortului. Se scuipă, se blestemă unul pe celălalt și după aceea, pupat piața Independenței, facem tot felul de chestii de genul acesta. Avem niște oameni care nu văd altceva decât dorința de a fi realeși. De ce oare? Ăștia sunt muncesc pro bono în folosul comunității? Nu! Să aibă acces la bani și la avantaje și la putere. Și avem o Românie care se duce pustiului, da, în momentul de față. Întreb ceva, că nu spun. Domne, în anul 2012, pe vremea când încă președintele Traian Băsescu era la Cotroceni, vorbeam de Schengen Cine? Traian Băsescu. Traian Băsescu la telefon. Vorbeam de Schengen și de moneda unică europeană. Azi nu mai vorbim de nimic. De Dăncilă și de Diaconu și de Ponta. Bună ziua! Bună ziua! Domnul președinte, explicați-ne și nouă așa, că aveți mai multe cunoștințe în politica asta, cu părțile ei ascunse. Eu am afirmat astăzi și am scris tare pe ecran că avem o dreaptă, o stângă și cealaltă stângă. Care sunt jocurile, domnule președinte? Lămuriți-ne și pe noi. Domnul Botin, nu suspectați nu știu ce jocuri inteligente. Este pur și simplu ce a făcut ALDE, este specific lui Tăriceanu. Și a trădat întotdeauna aliații. Aduceți-vă aminte că a fost partener cu PSD-ul la suspendarea mea din 2007, deși îl făcuse în premier. A dat afară PD-ul și s-a înțeles cu PSD-ul, a stat cu 18% 4 ani. Și-a trădat PNL-ul când s-a rupt USL-ul, se ducea pe scări frumos la Ponta să rămână la putere. Deci Tăriceanu e un oportunist, a văzut că se prăbușește căruța PSD-ului și își caută altă soluție care să-l tracteze în viitorul Parlament. Deci lucrurile sunt mult mai simple decât par. Oportunismul lui Tăriceanu. Bineînțeles, pe partea cealaltă, unul ca Ponta nu putea să nu-l primească și să nu se bucure. Da, ce bagaj aduce Tăriceanu? Că nu înțeleg aici. Cât e de atractiv Tăriceanu acum în toate combinațiile politice? Nu e atractiv în combinații, e atractiv în lăsarea PSD-ului fără majoritate. Că el e un amărât cu 4%, dar are acum parlamentari de vreo 6-7%. Și Ponta s-a bucurat să mai dea o lovitură PSD-ului din care provine. Preconizați că vor fi emigrări masive de la PSD către alianța asta, către Ponta? Foarte probabil vor fi. De ce? PSD-ul a făcut 46%, a băgat peste 200 de parlamentari, Senat și Cameră, aproape 250. Fiind la un 18% acum, va băga cam o treime din parlamentarii pe care i-a avut în legislatura aceasta. Așa că cei care nu se simt în grațiile conducerii și simt că nu vor fi puși pe locuri eligibile, în mod cert, unii din ei se vor îndrepta către această alianță. De ce? Pentru că această alianță, și în mod deosebit Pro-România, nu are capetele de listă fixate în momentul de față. Și au șanse, cei care se refugiază la Pro-România, să fie cap de listă și o șansă să fie realeși.
Deci asta e realitatea simplă politică. Am văzut că se încearcă tot soiul de scenarii conduse de servicii secrete, or fi și rezerviști de prin servicii secrete amestecați. Dar esența este în oportunismul unora din politicienii români. Domnule președinte, ultima întrebare. Va cădea guvernul Dăncilă dacă se depune moțiune de cenzură? Dacă se depune moțiune de cenzură, foarte probabil da. Cine își asumă guvernarea? Problema este ce se întâmplă de a doua zi. Asta e. Cine își asumă guvernarea? Pentru că eu îl văd vesel pe domnul Orban spunând că depune moțiune de cenzură, dar nu l-am auzit propunând un program minimal pentru un an și jumătate. Uite, asta facem într-un an și jumătate. Și riscul pe care și-l asumă este ca românii peste un an să întrebe unde spitalele domnul Orban, unde autostrăzile domnul Rareș Bogdan, unde tăiate pensiile speciale pe care ați promis că le tăiați, unde-i reducerea de bugetari, iar timpul este foarte scurt. Ca să faci lucrurile astea trebuie un ciclu electoral complet. Și ei riscă să se angajeze într-o aventură în care nu vor putea libra. Da, domnule președinte, mulțumesc frumos, aveți o zi frumoasă, luăm publicitate, comentăm și în contextul acesta enunțat și de Traian Băsescu peste câteva minute. Da, avem permutări, aranjamente și scenarii în politica românească, acolo la vârf. Oamenii ăștia la un moment dat vor ajunge la guvernare, vor promite câte în lună și câte în stele, iar țara săracă, țara va mai deschide așa gurița la ei să zică, mă, uite, ăștia o să ne rezolve. Sau tot ăștia, sau alții. Habar n-avem. Ceea ce însă constatăm astăzi, știrea zilei, este că s-a parafat alianța un om. Așa se cheamă. Băi, dacă așa se cheamă, așa se cheamă. Avem și protocolul. Hai să-l arătăm pe ecran pe protocol. Și până arătați voi protocolul, vreau să vă explic ce se întâmplă acum prin ALDE, da? Un senator ALDE a zis, gata, băi, deci numai cu ALDE plec. Unde plec? Plec la PSD. Da, uite protocolul, ce frumos e protocolul. Senatorul ALDE de Suceava a plecat el la, stați că vă spun și cum îl cheamă pe ăsta, îl cheamă Niță, da? Ilie Niță a plecat la PSD, deci nu s-a dus la Pro-România. Dincolo de asta, vreau, asta e protocolul, obiectivul alianței, păi ce facem noi în alianța asta, niște chestii, copreședinți Norica Nicolae și Sorin Câmpeanu. Asta așa, ca să vedeți și protocolul, că l-avem și l-am dat să-l vadă toată lumea. Mircea Dobre e omul cu banii și pe acolo, dar au blurat, e o firmă care se ocupă de banii ca să acolo. Bun, hai lăsați-l încolo de protocol. Invitații mei sunt acum gata să discute despre toată nebunia asta din politică, doar cu ALDE. Ieri am primit, m-a sunat cineva de la ALDE, nici prea prea, nici foarte, să mă certe că de ce nu-i bag eu pe ei de la ALDE, că să cer în emisiune și să-i bag eu pe ei de la ALDE, că cum ne permitem noi să vorbim de ALDE în conjunctura asta politică. Exact ce face Tăriceanu, da? A tăcut molcom, ca peștele a tăcut Călin Popescu Tăriceanu, cât a coabitat Bogdan Bărbuceanu cu domnul Dragnea, da? Și a aranjat dosare, imunitate și așa mai departe. A avut oameni peste tot, tăceau, mamă, deci nu, erau la cașcaval. Ei, acum când cicăți la pseudo-opoziție, vor mai la televizor. Da, acum sigur, ce a spus domnul președinte Traian Băsescu mai devreme, cred că este în mare parte adevărat. Dar mai cred și mi-asum ceea ce spun și nu este numai părerea mea, că și PSD are o vină în situația asta creată. Sigur că cel mai bine ar fi fost, și repet, asta este poziția multor membri de partid, o alianță, fără discuție, așa cu cine, cum s-a cu propus. Cine, cu cine? Păi, cu ALDE, cu Pro-România, cu partidele care sunt de stânga, da? Era varianta, spun eu, câștigătoare la acest moment pentru Partidul Social-Democrat. Dacă nu s-a ales această variantă, sigur, acum vedem rezultatele.
Probabil că sunt și oportuniști, probabil că sunt și dintre aceia, cum spunea domnul președinte mai devreme, care fug unde cred că li se mai poate oferi ceva. Dar nu cred că ăștia sunt majoritate. Bun. Adică, repet, PSD are o mare, o mare contribuție în această situație, sigur, situație nefavorabilă pentru partid. Întrebarea zilei, cade guvernul Dăncilă și dacă da, atunci cine își va asuma guvernarea? Gabriel Ispas. Guvernul Dăncilă trebuie să se prezinte în fața Parlamentului într-un termen cuprins între 22 de zile și 45 de zile. De ce spun 22? Pentru că dacă președintele României, domnul Iohannis, joacă și nu are înțelegeri ascunse cu PSD-ul, va respinge remanierea de săptămâna trecută, constatând faptul că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în articolul 85 aliniatul 3 din Constituție. Asta dacă președintele vrea să joace și să ducă pe doamna Dăncilă repede în fața Parlamentului. Guvernul Dăncilă este un guvern muribund care își trăiește agonia. Dacă doamna Dăncilă ar înțelege în ce situație se află, ar avea două variante. De îndată să ducă la Parlament cu o restructurare guvernamentală serioasă sau varianta a doua să-și depună mandatul de prim-ministru prin demisie. Personal, cred că niciunul din cele două scenarii nu este posibil, pentru că doamna Dăncilă este doar prim-ministru de formă, alții sunt cei care decid. Cine? Păi, băieții aia de pe lângă dumneai, mai văzuți, mai puțin văzuți, domnul Bădălău, domnul Arsene, domnul Buzatu, dacă știți cine e domnul Buzatu, domnii aceia drăguți de la Olt, frații Ciocan, știți că ieri au luat un contract de noi vorbim aici, iar ei au 27 de milioane pe un drum, că trebuie să reabiliteze, adică o nimica toată. Alexandria Turnu-Măgurele, vedeți că știu, da, e o firmă acolo, băieții, cei? A ieșit pe locul 3, dar ce contează că a ieșit pe locul 3 dacă se poate? Hai, cine își asumă guvernarea, că o dați la Andar. Noi am spus că, dincolo de faptul că noi nu vom vota în niciun caz pentru guvernul Dăncilă, dacă nu înțelege în ultimul ceas că România trebuie guvernată eficient, așteptăm de la PNL și de la al său președinte, domnul Orban, să vină să ne spună un program minimalist, și aici sunt de acord cu colegii de platou, că trebuie să vii cu un program minimalist, ce vreau să fac în următoarele 12 luni, în al doilea rând să ne spună care este structura pe care o vede domnul Orban pentru viitoarea guvernare. Gabi, povestea aceasta că dăm afară nu mai merge. Nu se va întâmpla nimic până la alegerile prezidențiale. Asta e clar. Și eu cred că Partidul Național Liberal joacă acum prin domnul Orban. Două secunde. O joacă totul politic, o să înaintăm o moțiune de cenzură, nu va trece, fiindcă și Pro-România și ALDE, la ora asta acum când vorbim, vor sprijini cabinetul Dăncilă, nu vor mai avea miniștri, nu vor mai avea, nu știu, secretar de stat sau director de agenții, dar în Parlament îi vor sprijini. Nu. Eu vreau să vă spun că am prins o ședință la Senat, o ședință comună, prin care în fine a fost ședință înaintea Camerei Deputaților, s-a schimbat președintele Camerei Deputaților, urma condamnării domnului Dragnea. Și Pro-România a sprijinit candidatul PSD la acea funcție. A fost un singur vot din partea de la Pro-România a lui Mihai Tudose, care este prieten cu Marcel Ciolacu de mai mult de 20 de ani. Iar Mihai Tudose a explicat... Care este un exponent. Mihai Tudose a explicat... Vorbim de un om oarecare. Mihai Tudose nu mai este astăzi în Parlamentul României. Da, știu. Dar aici lucrurile sunt simple. Noi nu vom susține guvernul Dăncilă în fața Parlamentului în momentul în care vine cu noi oameni pe funcțiile actuale. În al doilea rând, sunt de acord că introducerea moțiunii de cenzură la 1 septembrie este o eroare. Știți foarte bine cu toții? Domnul Ponta, mă scuzați că vă întrerup. Nu s-a exprimat foarte clar. Domnul Tăriceanu a spus că acum este în opoziție și va vota. Cât a fost la putere și l-a împărțit cașcavalul. Acum nici măcar nu are dreptul să spună ceva. Nici stânga, nici dreapta. Luăm publicitate, continuăm discuția. Revenim foarte repede.
Întrebarea zilei, după ce au apărut alianțe de-astea politice, de-au fragmentat ce știam noi, centru, dreapta, stânga, acum toată lumea e de stânga, dreapta, centru și amestecat, întrebarea este, cade guvernul Dăncilă, că toată lumea se cocoșează, așa să zică, bang, băgăm moțiune de cenzură, cei de la PNL, Barna iese și el acum câteva zeci de minute și spune, USR-ul va vota moțiunea de cenzură, ceilalți, nu prea mai zic, stai să vedem, să vedem cum se aranjează și așa mai departe. Răstimp, toată bălăcăreala asta politică duce la un singur lucru bun, în ghilimele, pentru noi românii. Crește euro, tată, crește, că iar e zafaiet politic. Bun, cade guvernul Dăncilă, Bogdan Bărbuțe. Magda, avem moțiune de cenzură, pentru că ne-a spus președintele PNL că avem, introduce. Că avem. Da? Haideți să o vedem, haideți să vedem un program de guvernare. Și să vedem că PNL își asumă guvernarea, că de aici am pornit discuția. Eu nu cred că va dori PNL, USR în situația actuală să își asume, PNL, că PNL a anunțat. Să-și asume un program de guvernare. Da, unde e cel mai bine? Cel mai bine e în opoziție. Ca și analist politic, fiind... ați văzut un program de guvernare la PNL? Nu am niciun program de guvernare. Okay. Cel mai bine e acum în opoziție, da? Domnul Iohannis mai are nevoie de un mandat. Ce să zic, că domnule, au ajuns ai mei la guvernare și n-au făcut cam nimic, n-au proiecte, n-au absolut nimic în spate. Pe de altă parte, vorbim de... Asta înseamnă că politician nu-ți asumi, nu? O situație a țării. Că, până la urmă, un politician trebuie să pună mai presus interesul național decât corect, cel personal. Corect, dar de la declarații până la fapt e cale foarte lungă. Pe de altă parte, dacă vorbim de o restructurare în Parlament, că tot am început că doamna Dăncilă stă în voturile celor de la Pro-România, ăsta e adevărul. Sunt 30 de voturi de care PSD-ul are nevoie. Pe de altă parte, vedem ce negocieri vor fi între domnul Ponta și doamna Dăncilă. Eu nu cred că domnul Ponta va vota o moțiune de cenzură. Asta e părerea mea, m-am uitat la declarațiile dumnealui. Nu a explicat foarte clar că ar susține un guvern PNL, USR și da. Nu știu dacă mai oare, are loc și oare dumnealui. Poate fi adevărat scenariul că acum l-a rupt Ponta pe Tăricianu de la putere și negociază pe alianța asta cumva? Va o intrare la putere alături de Viorica Basilica Dăncilă? Încă două luni de zile de guvernare a PSD-ului lângă ALDE însemnau că decontau împreună, să zicem, eșecul guvernării. Că trebuie să spunem că nu s-a încă întâmplat două nimic de ce? Până de 5 la ani de zile. Da, exact. Ce? La ora asta, ALDE plecând de lângă PSD, toată această guvernare va fi în contul PSD-ului. Cu relele care s-au făcut sau cu lucrurile care nu s-au făcut. Încă aduceți-vă aminte, acum 4-5 ani de zile, vorbeam de 8 spitale regionale, vorbeam de 1000 de kilometri de drumuri naționale și de autostrăzi. Vorbeam de cineva povestea, creșe, hai, de grădinițe. Domne, oamenii au crezut, domne. Vorbeam de 0% impozitul pe terenul agricol. Vorbeam de... Luăm pauză, hai, deci, că ne întoarcem la 14. Vorbeam. Oameni buni. Asta este România, da? Asta din statul rarefiat al politicii, cașcavalul contează și puterea, și noi ăștia, trepădușii, pe noi ne calcă ANAF, ne calcă toată lumea, avem și euroțuști. Hai, ne revedem la 14, sper să am vești mai bune atunci.